Un bărbat de 56 de ani din Iași a fost dus la spital în stare gravă după ce și-a injectat mai multe unități de insulină. Omul a ajuns la gestul necugetat în urma unui conflict pe care l-ar fi avut cu soția sa. Acesta și-a administrat 240 de unități de insulină lentă. El este internat la secția de diabet și nutriție a spitalului Sfântul Spiridon din Iași și se află în stare gravă.